Da, vorbeam de surprize un pic mai înainte și tocmai am avut două surprize. Una, sâmbătă, mai am o creștere fericită și doi, mă plâng că sunt singurul om din întreprinderea asta care credea că eu vine de la education. Mai ceva, apropo, să care credea asta? Slavă. Ok. Înainte de toate, o întrebare pentru voi. Este că Paula a ieșit foarte bine. Sunteți fericiți cu el? Vă place ce a ieșit? E ok, bine. Am lucrat la proiectul ăsta și stăteam acolo 6 ani, după ce am încheiat pentru el. Și slavă Domnului, trecând pe aici, îmi dau seama că aici o treabă foarte bună. Bun. Întorcându-ne la subiectul de astăzi, trebuie să vă spun că cam ca toți oamenii care consumă ciocolățică rom, am și eu o zonă de proiecte cumva pe jumătate abandonate, un teac mare de cărți lângă noptieră, un hobby care nu se descurcă de unul singur, și mi-așa, dacă putem să dăm imaginea un pic mai încolo, o pisică care uneori nu mai primește la ea în casă, în rarele noastre momente, și care de foarte multe ori citește ziarul în locul meu. Treaba asta nu se întâmplă pentru că noi așa suntem ușor de lăsători, ci pentru că am ajuns în muncim foarte mult și dormim foarte puțin, practic. De asta o să vă rog să fiți blânzi cu mine. Sunt după 2 ore de somn, cam multe explicări din sală și ușor emoționat. Ok. Trebuie să recunosc că ultima vreme nu am făcut niciun proiect atât de bun și de mișto ca românii sunt deștepți. O să vă rog să aplaudați pe domnul Boțan. Felicitări, cum mi-a luat un silver la Cannes. E unul dintre proiectele notabile din ultimii 3-4 ani. Un proiect foarte bun. În lumina acestor lucruri, aș fi fost penibil dacă aș fi încercat să vin cu un proiect propriu. Probabil că McKen va vorbi de unul singur, ca să zic așa, astăzi, aici. Da, a fost greu să găsesc ceva care să merite titulatura de Word Advertising în materie de idei. Dar am încercat. Aici vreau să vă arăt că mai ridicați, dacă vreți în continuare deștepți, parcă sunt și educați pe lângă asta. Trecând mai departe, au fost câteva idei pe care le-am luat în considerare, pentru că nu așa eram un pic clueless despre ce o să fac, și câteva dintre ideile pe care le-am considerat au fost un mod mai bun de a măsura autoul, niște tehnice obsesii pe care le am și care fac parte din teancul de proiecte pe care am reușit să le duc până la capăt. Credeam că e o idee bună să încerc să le abordez acum ocazia asta, dar n-a fost chiar așa. Small time advertising. Toată lumea poate să facă advertising de bugete mari, dar experiența mea din Iași m-a învățat să fac advertising și pe 200 de euro la un moment dat. Și am mers să fac. Chestia asta te face mai deștept. Bugetele mici te fac mult mai deștept. Vă urez să vă începeți cariera lucrând pe bugete foarte mici. Un alt subiect bun, mai brainstorming phase. Dar deja subiectul ăsta, când mă gândeam să mă apuc de el, fusese pe jumătate uzat. Deja era o mare discuție undeva în mediul profesional despre asta și am lăsat pe toate. Mi se părea că aș fi iarăși a 5-a dată la cât. Și ultimul în disperare de cauză a fost Outright Acceptor, unde doar pe plăcut din Apps Accept. Deci cam ceea ce mi se întâmplă acum, practic. Ok, cam toate aceste... practic tot acest proces pleacă de la o întrebare care e o întrebare de bază în meseria noastră. Ce ar fi dacă? E o întrebare pe care vă invit să vă puneți cât mai des posibil. Undeva prin anii 70, după ce s-a întâlnit cu un război pe Yom Kippur, armata israeliană a înființat un departament special doar pentru a-și pune această întrebare. Ce ar fi dacă? E o întrebare
foarte utilă, care spune ce o să ni se întâmple 99% din cazuri. Ok, și mi-am pus această întrebare, care era baza meseriei noastre, și de ce mi-am pus această întrebare? Pentru că, în principiu, trăim într-o lume în care we take things for granted. Sunt lucruri în jurul nostru pe care le luăm ca fiind date și cumva cade în dreptul nostru, în dreptul oamenilor care fac creații și fac tot aici. Sarcina să ne punem această întrebare în locul celorlalți 99% dintre oameni care s-au învățat să nu o fac. Dar surprinzător cum nu e așa și în meseria noastră funcționăm destul de insular și la un punct încolo începem să avem și noi în mic tarele sistemului. Evident că sunt o grămadă de lucruri pe care le luăm și noi în meseria noastră pe brandie. Mă rog, știți bancul ăla, apropo de cât de creativ trebuie să fim, de ce nu fac creative directory sex? Pentru că s-a mai făcut. Ok. Așa, și cum vă spuneam, inclusiv în meseria noastră, o grămadă de lucruri de non-importante. Mulțumesc. Advertising-ul este în mod necesar creativ. Outdoor-ul funcționează. Mai departe. TV-ul, nu-i așa, crește vânzările. Hipsterii poartă convers. Luna e plată. Țigările sunt bune pentru dumneavoastră. 2 milioane de americani nu au cum să greșească. Brainstorming-ul funcționează. Sunt câteva din lucrurile care, așa, mi se întâmplă în meseria. Și toată treaba asta mă duce la, așa, a doua mea mare eroare din ziua de astăzi, la cel E. În momentul în care m-am gândit la despre ce ne discutăm astăzi, educația a fost acel lucru esențial pe care mi-aș dori să-l discut din perspectiva meseriei.